Suspiciuni de furt de energie în Olt. Polițiștii au făcut 13 percheziții la persoane bănuite că au montat în interiorul contoarelor un dispozitiv pentru a consuma energia din rețeaua electrică fără a fi înregistrat consumul. Conform Observator News, Inspectoratul de Poliție al județului Olt a transmis vineri că polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Slatina, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice din județul Olt, bănuite de furt și deteriorare, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a energiei electrice, livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice. Din cercetări a reieșit că persoanele ar fi montat în interiorul contoarelor electrice contra unor sume de bani un dispozitiv telecomandat în scopul consumării de energie electrică din rețeaua publică, fără a fi înregistrat consumul și fără a putea fi facturată cantitatea de energie electrică consumată, prejudiciul urmând a fi stabilit ulterior. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace de probă care privesc posibila activitate infracțională a persoanelor bănuite și au condus 9 persoane la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt în vederea audierii, a anunțat IPJ Olt potrivit news.ro. 3 persoane au fost reținute și vor fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă, relatează Observator News.ro.